Speranța care nu moare. Proverbele 11:7. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Asistăm în textul acesta la o previziune pe cât de reală, pe atât de tristă, cu elemente tranșante și traumatizante. Ce tragic! Pierd și nădejdea și așteptarea la moartea celui rău. Vă invit să construim un alt scenariu, mai luminos, pozitiv, fără nici unul din elementele perdante din prima regie. Tragismul și gloria sunt două extreme, dar sunt ecoul alegerilor de până la moarte. Sunt acțiunea unei vieți întregi. Sunt reverberația ofertei: ți-am pus înainte viața și moartea. Alege viața. Într-un text din Biblie, și anume 1 Corinteni 13:13, se spune că nădejdea rămâne. Ea nu piere. Există valori care nu pierd odată cu întrebuințarea lor. Ele sunt veșnice. Trepiedul lui Pavel rămâne veșnic: credința, nădejdea și dragostea. În accepțiunea că ele rămân consemnate în cărțile cerurilor și vor fi răsplătite când se va arăta El, nu este greu să înțelegem că pe morții în Domnul, faptele lor îi urmează, adică trec dincolo de hotarul morții. Acesta este sensul în care nu pierd nici nădejdea, nici credința, nici dragostea. Îndrăgitul pastor Petre Cazan spunea o poveste frumoasă în urmă cu mai mulți ani. Vizitând oamenii, a ajuns la o casă în care o femeie, nu prea în vârstă, și-a terminat de împletit câteva cununi sau funii de ceapă și le așezase în cămara ei. L-a primit necăjită, spunându-i că recolta din anul acesta a fost mică, pentru că are doar câteva cununi de ceapă. A ajuns la o altă casă, unde o bătrânică se ocupa cu același lucru. Era toamna. Își pregătea cepele pentru iarnă. Erau înșirate pe jos câteva cepe, puține, cât să încapă într-o oală mică. Ce faceți? A întrebat-o pastorul. Uitați-vă câtă bogăție mi-a dat Dumnezeu. Când voi mânca eu atâtea cepe? Cum să nu mergi la ospățul care nădejdea și așteptarea sunt puse la un loc de frunte, la masa celui care mereu sărbătorește binecuvântările? Nu e nevoie să-i chemi insistent pe oameni pentru a-ți povesti bucuria. Te vor aștepta ei să-ți vadă fața și inima zâmbind. Da, e sănătate curată pentru oasele tale și mai ales pentru inima ta. Dacă speranța nu-ți moare, înseamnă că așteptarea îți va fi răsplătită în tocmai ca ale Tatălui care își aștepta Fiul risipitor. Uitați-vă câtă bogăție ne-a dat Dumnezeu. Acum, haideți să citim altfel textul de la început. Și să spunem așa: în viața celui bun, speranța nu moare niciodată și așteptarea oamenilor neprihăniți nu va fi nimicită.